numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Preacucenice Părinte Paroh, preacucenici părinți împreună slujitori, iubiți credincioși, ați putut observa că la fiecare sărbătoare, la fiecare praznic, există un tropar care sintetizează, concentrează în el însemnătatea sărbătorii respective. Iată că aceste cuvinte pe care le-am rostit acum, într-o naștere fecioria, ai păzit într-o adormire, lumea nu ai părăsit, sintetizează importanța acestui minunat praznic pe care, iată, Biserica îl sărbătorește. Noi toți îl sărbătorim împreună. Și știm că praznicul acesta al adormirii Maicii Domnului este unul dintre praznicele cele mai însemnate prin care noi aducem cinstire Maicii Domnului care l-a născut pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și pentru ca să întâmpinăm acest praznic minunat, iată că Biserica a rânduit 2 săptămâni de post în cinstea Maicii Domnului, perioadă în care socotesc că fiecare dintre noi ne-am pregătit sufletește cu post, cu rugăciune, cu fapte bune, ca să întâmpinăm așa cum se cuvine acest praznic minunat și mai ales curățindu-ne de păcate și apropiindu-ne să luăm trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos ca să avem viață cea veșnică. Dar iubiți credincioși, într-o zi importantă ca aceasta ne întrebăm fiecare dintre noi, pentru că vorbim de Maica Domnului și este închinată Maicii Domnului acest praznic. Cine este Maica Domnului? De multe ori, poate, majoritatea dintre noastre cunoașteți viața Maicii Domnului, știți, pentru că frecventați regulat Sfânta Biserică, dar poate nu toți credincioșii știu cine este Maica Domnului. Și anume, așa după cum știm, este fiica părinților Ioachim și Ana. S-a născut la rugăciunile acestor părinți, știind că toată viața s-a rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să le dăruiască un copil. Și fiecare dintre noi ne dorim cel puțin să avem un copil în viața aceasta pământească ca să ne poartă de grijă atunci când vom fi mai în vârstă. Așa și acești părinți erau în vârstă, dar totuși se rugau la Dumnezeu să le dăruiască un copil. Mai mult au făgăduit că dacă Dumnezeu le va împlini această dorință, îl vor închina lui Dumnezeu copilul respectiv. Și iată că după jertfă, după rugăciuni, Dumnezeu împlinește, a împlinit rugăciunile acestor părinți, Ioachim și Ana, și le-a dat pe această fiică, care i-a pus numele Maria. La vârsta de 3 ani, știm că potrivit promisiunii pe care a făcut-o, a dus-o și a închinat-o templului din Ierusalim. Și acolo această copilă, Maica Domnului, și-a petrecut până la vârsta de 15 ani. Acolo îi petreceau fecioarele care doreau să trăiască în curăție. Și la vârsta de 15 ani trebuia să părăsească templul. Și iată că și Maica Domnului a trebuit să părăsească templul. Dar ea a fost aleasă de Dumnezeu ca să fie vasul ales din care se va naște Mântuitorul lumii. Pentru că aici a dus o viață curată, în smerenie, în post, în rugăciune, citind Sfintele Scripturi, s-a pregătit ca ea să devină născătoare de Dumnezeu. Și iată că la 15 ani părinții nu mai trăiau și ea atunci a fost încredințată unei rudenii, dreptului Iosif, ca să-i poarte de grijă. Și astfel Iosif a luat-o, s-a logodit, așa cum spune logodnicul ei, Iosif și-a luat-o în casa lui în Nazaret. Și iată că acolo i s-a arătat arhanghelul Gabriel, trimis de Dumnezeu, că va lua în pântece și va naște pe Mântuitorul lumii, pe Fiul lui Dumnezeu. Lucrul acesta s-a întâlnit tocmai când s-a împlinit plinirea într-adevăr legii. Și iată că Maica Domnului a luat în pântece, a zămislit în pântece și a născut apoi, la momentul potrivit, în Betleemul Iudeii. Acolo, la 40 de zile, știm că s-a dus la templu, l-a închinat pe Iisus la templu
Și apoi a trebuit să fugi în Egipt de frica, de teama lui Irod cel Mare, care căuta să ia viața pruncului, a venit înapoi după moartea lui Irod și a stat în Nazaret. Ce știm noi din Sfânta Scriptură? Poate prea puțin, puține date avem despre Maica Domnului în Sfânta Scriptură. Se menționează doar că la vârsta de 12 ani, când a avut Mântuitorul 12 ani, părinții s-au dus la templu de sărbătoarea Paștilor. Și acolo Iisus s-a rămas, acolo în templu. După 3 zile l-a căutat și l-a găsit în templu. Și Maica Domnului a întrebat, fiule, de ce ne-ai făcut nouă aceasta? Iar Iisus a zis, oare nu în casa tatălui meu mi se cade să fiu? Deci în biserică. Și apoi, iată, întâlnim din nou pe Maica Domnului la nunta cea din Cana Galilei împreună cu Iisus Hristos, când le-a spus celor de față să facă ceea ce le va spune Mântuitorul, pentru că li s-au terminat vinul. Și au pregătit, știm, acele vase și Mântuitorul Iisus Hristos a făcut prima minune, a prefăcut apa în vin. Apoi mai știm că Maica Domnului a fost prezentă pe dealul Golgotei. Când Mântuitorul și-a dat acolo Duhul pe cruce, când a suferit chinuri, patim pentru noi și pentru a noastră mântuire, împlinindu-se prorocia spusă de Zaharia că prin sufletul ei va trece sabia. Trecut sabia aceasta a durerii. Aici pe Golgota știm că Mântuitorul Iisus Hristos, când se afla în chinuri, i-a spus lui Ioan Evanghelistul, care era apropiat de Mântuitorul Iisus Hristos, fiule, iată mama ta. Și apoi a zis Maicii sale, iată fiul tău. Aici Mântuitorul Iisus Hristos ne-a înfiat pe noi pe toți și Maica Domnului a venit pentru noi Maica tuturor oamenilor. Ce mai știm noi despre Maica Domnului? Știm că ea a mai trăit timp de 11 ani în casa Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Aici se bucura de multă dragoste, de multă cinste din partea acestui evanghelist și se bucura de multă cinste de către tânăra comunitate de creștini de acolo din Ierusalim, cu care se adunau la săvârșirea acestei euharistii, la săvârșirea, într-adevăr, a jertfe nesângeroasă a Mântuitorului Iisus Hristos. Și iată că a venit momentul că Maica Domnului să părăsească viața aceasta pământească. Pentru că tot ceea ce are origine din pământ, în pământ trebuie să se întoarcă. Pământe și în pământ trebuie întoarce, unde toți pământenii vom merge. Dar Maica Domnului n-a avut dureri nici când a născut, nici când a trecut de la viața aceasta la viața cealaltă. A trimis Dumnezeu pe Arhanghel să se pregătească, că iată va veni ziua când va părăsi viața aceasta pământească. Trecerea ei de la viața aceasta n-a fost, propriu zis, o moarte. Un somn ușor prin care Maica Domnului a trecut de la viața aceasta, mutându-te-ai de pe pământ la cer, fiind Maica vieții. S-a mutat de aici, din viața aceasta la viața cealaltă. Aici, iată, troparul ne spune atât de frumos că într-o naștere fecioria ai păzit, Maica Domnului a rămas fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după fecioară, într-o adormire, prin adormire nu a părăsit. Chiar dacă Maica Domnului a părăsit viața aceasta, ea este cu noi și ne ascultă rugăciunile noastre. De Dumnezeu, născătoare, cum spune, mutatu-te-ai de la pământ la cer. Maica Domnului s-a mutat, deci atât de la pământ la cer. Pentru că așa a vrut Mântuitorul, Fiul Său, care a venit în lume pentru noi și pentru a noastră mântuire. Ce s-a întâmplat între timp? Când Maica Domnului, iată, a trecut la viața aceasta dincolo. Apostolii erau împrăștiați în toată lumea la propovăduire. Pentru că așa ne spune Mântuitorul, mergând, învățați toate neamurile. Ei s-au dus după înălțarea la cer în toată lumea și propovădea cuvântul lui Dumnezeu la toată făptura. Și iată că în chip minunat apostolii au fost anunțați de Duhul Sfânt să vină în Ierusalim să o conducă pe Maica Domnului pe ultimul drum al vieții acesteia. Toți au venit în afară de unul singur, apostolul Tom. Și
Iată că apostolii în cântări dulci de mormântare au condus trupul Maicii Domnului la locul numit Ghesimani, acolo unde era mormânt nou făcut, anume pregătit pentru Maica Domnului. La cântările acestea omenești, ale ucenicilor, ale mulțimii care înconjurau trupul Maicii Domnului, s-a adăugat și corul îngerilor. Pentru că și îngerii au venit să aducă cinste Maicii Domnului acestei creiese, care l-a născut pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și apoi Maica Domnului, iată, a fost așezată în mormânt. Ce s-a întâmplat? Am spus că Apostolul Toma n-a fost prezent. Aici, după 3 zile, abia a venit. Toți ceilalți ucenici, toți cei din jurul Maicii Domnului, o jeleau pe Maica Domnului. Acesta, Toma, care știm că nici când s-a arătat prima dată Mântuitorul, n-a fost de față. Poate pronia dumnezeiască a rânduit lucrul acesta. Și când Mântuitorul a înviat din morți atunci și a cerut ca să pipăie coasta mâinile Mântuitorului Iisus Hristos, aducându-ne o dovadă că Hristos a înviat cu adevărat, și acum, iată, după 3 zile, a rugat ca Sfinții Apostoli să mai desfacă o dată rapla, mormânt, ca să mai vadă încă o dată fața Maicii Domnului. Și iată că s-a întâmplat o minune. Pentru că ridicând capacul de la mormânt, de acolo, piatra de pe mormânt, acolo nu mai era nimic. Trupul Maicii Domnului nu mai era. Dar de acolo emanau un miros bine mirositor. Dovadă că, iată, trupul Maicii Domnului a fost ridicat la cer de către Fiul ei, Mântuitorul Iisus Hristos, care nu l-a lăsat pradă stricăciunii, așa cum se întâmplă cu trupurile noastre, ci Mântuitorul Iisus Hristos, iată, i-a luat și trupul și sufletul acolo și acum Maica Domnului, de acolo de sus, iată, se roagă pentru noi, pentru toți creștinii care alergăm să aducem cinstea cuvenită Maicii noastre, care este Maica noastră a tuturor. Iată, viscredincioși, deci că noi astăzi sărbătorim mutarea din viața aceasta a celei mai scumpe ființe de pe pământ, după Mântuitorul Iisus Hristos, bineînțeles, a celei mai curate ființe care s-a învrednicit să nască pe Mântuitorul lumii, pe cel neîncăput l-a născut, iată, pentru noi și pentru a noastră mântuire. Și știm că Maica Domnului a fost la Elisabeta, la mama Sfântului Ioan Botezătorul și aceasta, într-adevăr, a zis, iată, binecuvântat ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău. Iar Maica Domnului a zis, iată, de acum vor ferici toate neamurile. Și în adevăr, iubiți credincioși, iată, de 2000 de ani, biserica, cu credincioșii ei, o fericesc pe Maica Domnului, aduc aceste cântări de cinstire, de mulțumire, de recunoștință pentru cea care a adus în lume, prin care a venit în lume, Mântuitorul lumii. Și poate ne întrebăm noi, credincioșii, cum cinstim noi pe Maica Domnului? În primul rând, iată că noi ne-am adunat azi în Sfânta Biserică. Și noi, aseară, cei care ați fost, am participat la prohod. Și noi am retrăit, ca și Sfinții Apostoli, acele momente. Și retrăim în fiecare an, momentele respective. Și iată că, într-adevăr, o cinstim pe Maica Domnului prin faptul că multe biserici sunt puse sub ocrotirea adormirii Maicii Domnului. Și ne gândim și la noi astăzi, câți credincioși au lăsat cele lumești sau și-au îndreptat pașii spre mănăstiri, spre Sâmbăta, Nicula, Rohia, spre bisericile care, iată, poartă ramul adormirii Maicii Domnului, așa cum bine s-a gândit și Părintele Mihai, ca să dea al doilea ram acestei biserici. Și noi, iată că putem să aducem cinstirea Maicii Domnului oriunde ne-am aflat. Pentru că după primul ram este a tuturor sfinților, dar bisericii de aici, iată că Părintele s-a gândit bine să mai dea, să pună biserica aceasta sub ocrotirea și a Maicii Domnului, a tuturor sfinților, iată și a Maicii Domnului, căruia noi credincioșii aducem un cult aparte, de supradulie, o cinstim mai mult decât heruvimii și decât serafim. Ea este mai cinstită de heruvim și de serafim. Este mai presus de către aceștia. Cum mai cinstim noi pe Maica Domnului?
purtăm numele. Multe credincioase astăzi poartă numele. Maicii Domnului, semn de recunoștință. Avem acatiste, avem paracriste, avem icoanele în casele noastre, în biserică. Și oriunde ne uităm, aducem cinstire Maicii Domnului. Săptămânile acestea două, mereu toți ne-am pregătit prin rugăciune, prin tot ceea ce am putut să facem, să aducem această cinstire Maicii Domnului și prin faptul că ne-am curățit sufletește ca să primim și trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Bineînțeles că nu toată lumea cinstește pe Maica Domnului, că sunt și acei zici creștini care nu-i aduc această cinstire Maicii Domnului, spunând că Maica Domnului a fost o femeie oarecare. Oar putem să spunem lucrul acesta? Putem să cinstim noi pe cineva fără să cinstim și pe mama pe care l-a născut? Nu iubiți credincioși. Pentru că noi dacă nu putem spune că cinstim pe Mântuitorul, dacă nu cinstim pe Maica Domnului prin care a venit mântuire la toată lumea, a venit la născut pe Mântuitorul Iisus Hristos. Maica Domnului a făcut minuni. Și poate ați citit și dumneavoastră din multele minuni pe care le-a făcut Maica Domnului. Și am să vă spun una din aceste minuni întâmplate prin secolul al VI-lea, în timpul împăratului Justinian al Constantinopolului. Se spune că printre copiii creștini, așa cum se întâmplă și aici, care vin la biserică și sunt împărtășiți, aici se afla și un copil de altă religie, care nu era creștin. Dar s-a amestecat și el cu copiii și a venit să împărtășească și el. Nu știa el despre ce este vorba acolo, dar a venit cu ceilalți copii să ia pâinea aceasta sfințită, că așa le-a spus ceilalți copii. S-a luat și el acolo și se întâmplă de multe ori, poate copiii respectivi au mai întârziat și au ajuns mai târziu acasă. Când a ajuns acasă, tatăl său l-a întrebat, unde ai fost? Ce ai făcut? Am fost și eu cu copiii creștini, uite și avară acolo părintele pâine sfințită și așa mai departe. Și ăsta s-a înfuriat și l-a luat și avea cuptorul aprins. L-a aruncat în acest cuptor dejeratic și a pus capac acolo. A venit mama din oraș, de unde era, se afla și a întrebat unde este copilul nostru. Și ăsta a spus, nu știu, tatăl său. Și mama, ca fiecare mamă, a început să plângă, să jelească, 3 zile, alerga, striga, încoace și încolo și a treia zi, dintr-o dată, a auzit un glas care semăna cu glasul fiului său. Strigă de nou. Unde ești? Mama, aici sunt. Și când s-a apropiat de gura cuptorului, a deschis cuptorul și copilul era nevătămat acolo în cuptor. L-a spus afară, l-a luat în brațe și copilul i-a povestit tot ce s-a întâmplat. Și a povestit că atunci când tatăl l-a aruncat în cuptor, o doamnă frumoasă, îmbrăcată în haine strălucitoare, l-a cu o crotilă, l-a luat în brațe și l-a salvat din flăcările cuptorului. Și a doua zi a luat copilul pe mama și mama, hai la biserică să arăt pe doamna respective care m-a salvat viața. Și a venit și a arătat-o pe Maica Domnului care a salvat viața. Împăratul Justinian, auzind de partea tatălui său, l-a pedepsit cu moarte. A poruncit să fie omorât pentru gestul acesta necugetat pe care l-a făcut. Iată, viți credincioși, și alte multele minuni pe care Maica Domnului le-a făcut. De aceea, noi suntem îndreptățiți ca să o cinstim pe Maica Domnului. Avem atâtea argumente în Sfânta Scriptură. A cinstit-o Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos, că a încredințat-o iubitului apostol ca să-i poartă de grijă, a cinstit-o arhanghel, i-a arătat cinstire, i-a arătat Elisabeta, mama Sfântului Ioan, a cinstit-o apostolii, au cinstit-o de 2000 de ani credincioșii, o cinstim cu toții și suntem îndreptățiți ca să o cinstim pe Maica Domnului, pentru că știm că avem acolo o mamă în cer care se roagă pentru noi. Și socotesc că nu există credincios care ortodox ca să se fi rugat la Maica Domnului și Maica Domnului să nu-l ajute. Și cu siguranță, poate toți am simțit lucrul acesta când ne aflam mai ales în necaz, în diferite probleme, boli, suferință, viață, socotesc că am alergat la Maica Domnului, am încerâncheat la icoană și ne-a rugat și Maica Domnului, care este gramnică ajutătoare, ne-a ajutat și ne-a împlinit dorințele tuturor.
Și ne mai gândim și la Maria egipteanca aceea care n-a putut intra în biserică, numai rugându-se la Maica Domnului, la icoană a putut să intre apoi în Sfânta Biserică. Iată atâtea și atâtea minuni care ne îndrăgățesc ca să noi să o cinstim pe Maica Domnului. Am venit cu toți astăzi, preoți, cu dumneavoastră împreună. Iată, la dramul acesta, Părintele ne-a invitat pe toți ca împreună să aducem cinstire Maicii Domnului pentru tot ceea ce face Maica Domnului pentru noi, pentru că este mijlocitoarea noastră, duce rugăciunile noastre la Fiul ei și Fiul său, cu siguranță că ascultă pe Maica sa. Rugăm pe Maica Domnului să fie cu noi cu toți. Să ne pregătim, pentru că Maica Domnului este pildă de curăție, de rugăciune, de smerenie și pentru tinere, și pentru mame, și pentru noi, pentru toți, și pentru cei în vârstă să fie pregătiți pentru momentul când vom părăsi viața aceasta pământească. Rugăm ca Maica Domnului să fie împreună cu noi în rugăciune, să ne asculte rugăciunile, să se roage Mântuitorul Iisus Hristos, ca să ne dea Mântuitorul multă sănătate cât suntem în viața aceasta, să ne dea un sfârșit creștinesc bun, neînfruntat, în pace, ca să putem da și noi răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Amin.